Palatul Victoria a fost iluminat aseară în culorile steagului ucrainean. Citez, solidar cu Ucraina, guvernul României este alături de poporul ucrainean și condamnă cu vehemență agresiunea militară a Rusiei, care pune în pericol siguranța și viața oamenilor nevinovați. În semn de solidaritate cu cetățenii ucraineni, Palatul Victoria este iluminat în culorile drapelului Ucrainei. A fost mesajul postat aseară pe pagina de Facebook a executivului. Aceeași solidaritate s-a regăsit și în Brașov, unde clădirea primăriei și literele de pe tâmpa au fost iluminate în galben și albastru. Primarul Brașovului spune că dacă situația o va cere, are capacitatea și va asigura condiții pentru potențialii refugiați din Ucraina.